Din respect pentru ce are în Norvegia de țară. Oricum n-am avut, când aveam nevoie, nu mi s-a dat cetățenia, când mi s-a dat, nu mai aveam nevoie, dar exact asta m-au întrebat, de ce o vrei? Și am spus adevărul, pentru că de atâția ani am umblat în toate insulele, am cântat în toată țara în care nu exista o muzică, clar, o cultură muzicii clasice și se pare că e un respect și este o onoare și pentru mine să primesc cetățenia. Deci, asta este, am trecut mai departe. Nu pot să nu spun că sunt foarte impresionată și foarte bucuroasă și toată viața am purtat ceea ce am pornit și am primit de la școală. Tot ceea ce am primit de la profesori ne-a călăuzit și am încercat să dăm mai departe copiilor noștri. De câte ori ne-am auzit și ne-am pomenit, eu cu doamna Tereșe, eu cu doamna Roșa, Ueda Roșina, cu toată lumea, domnul Grozavu nici n-are rost să nu vă pomenesc, pentru că pe toți v-am în inimă, pe toți v-am pomenit și în mod special, în afară de cei care sunteți aici, pe domnul Capăt, pentru care am avut un respect deosebit și care a semnat foarte, foarte mult informarea noastră, s-a exprimat cu noi că încearcă să ne facă rușine și tot ceea ce a semnat pentru noi. În viață am dus-o așa cum am putut, îmi pare foarte rău că, într-adevăr, au fost vremuri grele sub Ceaușescu, dintr-un anumit punct de vedere, dar am primit mult mai mult decât ceea ce primesc copiii noștri ca valori morale. Și doamna Roșa noastră spunea că n-am putut spune adevărul și eu totuși am simțit că s-au spus multe lucruri adevărate și s-a spus că foarte multe lucruri în lume. Mai mult decât acum, când lumea din interes nu vrea să le spună. Are libertatea să spună, dar nu spune pentru că nu dă bine. E o altă societate. Pentru mine mai multă. Mai urâtă, mai falsă. Și mai ales într-un capitalism care nu a avut parte de socialism, exista expresia pe care probabil toată lumea a auzit-o, fantoma capitalismul sălbatic. Trăind acolo am simțit ce înseamnă și într-adevăr este sălbatic. Este sălbatic și acolo poate omul să facă și treci mai departe, adică foarte bine povățuri. Nu există compasiune și fair play. Din foarte multe puncte de vedere. Profesional, am cântat la Botoșan, am cântat la Oradea, acolo am rămas, m-am căsătorit în facultate, am doi băieți grozavi, evident. Și onoră. Și onoră extraordinară. Anul trecut s-au căsătorit după mulți, mulți ani, pentru că din copilărie sunt împreună și sunt foarte bucuroasă că se înțeleg așa de mult și așa de bine. E mai bine? Nu, română. Româncă din Oradea. Băiatul cel mare a făcut sport și kinetoterapie. Amândoi au fost sportivi de performanță, au fost în echipa de juniori a României. Acum cel mare s-a căsătorit și este profesor de sport. Cel mic a făcut kinetoterapie, nu, studii europene și protecția mediului și are două masterate și n-am putut să primească de lucru decât ca ospătar, așa că a plecat în China și la momentul de fapt este profesor de engleză în China. Iar eu sunt în Atena, sunt în cea mai mare orchestră a Greciei, am cântat în multe locuri, am cântat cu cei mai mari artiști din lume, pe vremea când existau Bach și Benau. Acum e o situație foarte grea în Grecia. Nu știu cum se va termina. Este pentru că e altfel de ce nu. Și al treilea concediu și... Și pensia la 50 de ani. Și multe. Deci este percepută foarte, foarte greu. Se plâng mai tare decât noi.
nici măcar nu se mai dă.